Exploziile care au omorât ieri doi oameni în Polonia au fost cauzate de o rachetă de apărare ucraineană. Aceasta fusese lansată pentru a dobori un proiectil rusesc. Asta a declarat secretarul general NATO după reuniunea de urgență a Consiliului Organizației. Jens Stoltenberg a insistat însă că Ucraina nu are nicio vină, deoarece se apără de atacurile rusești fără precedent de ieri și că singurul vinovat de aceste tragedii este Putin, deoarece continuă războiul. Tot asta e și versiunea oficială a Varșoviei, că a fost un accident nefericit. Respectiv, Polonia nu va mai invoca articolul 4 din Tratatul Alianței Nord-Atlantice, care este activat atunci când un stat membru se simte amenințat. Noaptea aceasta, Polonia a confirmat oficial că o rachetă de fabricație rusească a lovit teritoriul său, omorând două persoane. Este pentru prima dată în războiul pornit de Rusia în Ucraina când este lovit teritoriul unei țări NATO. După reuniunea de urgență convocată astăzi, secretarul general NATO a declarat că investigația este în curs, dar că nu e niciun semn că a fost un act deliberat. Stoltenberg a subliniat că incidentul nu este din vina Ucrainei, ci este o consecință a războiului de care este responsabil Putin. Preliminary analysis suggests that the incident was likely caused by a Ukrainian air defense missile fired to defend Ukrainian territory against Russian cruise missile attacks. But let me be clear. This is not Ukraine's fault. Russia bears ultimate responsibility as it continues its illegal war against Ukraine. Și președintele polonez Andrei Duda a declarat în Consiliul de Securitate că racheta care a căzut marți și a ucis două persoane a fost cel mai probabil un incident nefericit. Nic, absolut nic nu wskazuje na to, że był to intencjonalny atak na Polskę. Czyli że to co się stało, czyli to, że na naszym terytorium spadła rakieta, nie było działaniem intencjonalnym. Nie była to rakieta, która była wymierzona, wycelowana w Polskę. W istocie zatem nie był to atak na Polskę. Președintele Duda le-a cerut locuitorilor din estul Poloniei să nu fie îngrijorați de prezența sporită a serviciilor și a armatei, să-și păstreze calmul, dând asigurări că siguranța populației este protejată. La rândul său, premierul polonez a declarat că țara sa nu va invoca articolul 4 din Tratatul Alianței Nord-Atlantice. Acesta prevede consultări între aliați atunci când un stat membru se simte amenințat. De cealaltă parte, Kievul insistă pe versiunea sa, și anume că racheta care a ajuns în Polonia, omorând doi oameni, ar fi fost lansată de Rusia. Volodymyr Zelensky a declarat azi, prin videoconferință în fața liderilor grupului G20 reunit în Bali, că lovitura cu rachetă în Polonia este un mesaj al Rusiei adresat summitului G20. Zelensky nu a prezentat vreo dovadă pentru afirmațiile sale, iar Rusia a salutat faptul că Occidentul nu s-a lansat în acuzații față de Rusia, precizând că racheta de tip Solaire S-300 căzută în Polonia ar face parte din arsenalul militar al Ucrainei. Racheta a căzut ieri după amiază într-o localitate poloneză situată la 50 de kilometri în nord de orașul ucrainean Lvov și la circa 10 kilometri de frontiera dintre Polonia și Ucraina. Exploziile au ucis doi oameni. Incidentul este cercetat în cadrul unei anchete demarate de Polonia, la care s-au alăturat și experții americani.